Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Celebrul actor Halil Ibrahim a susținut un eveniment care și-a surprins fanii și lumea revistelor. Halil Ibrahim a sărutat-o pe Zlatir Koglu în fața a sute de oameni la un eveniment la care a participat. Acest moment surprinzător a atras atenția tuturor și a provocat un impact uriaș pe rețelele de socializare. Halil Ibrahim și Zlatir Koglu au devenit în centrul atenției la evenimentul la care au participat împreună. Atitudinea lui prietenoasă din timpul evenimentului a atras multă atenție în rândul fanilor. Totuși, momentul care și-a pus amprenta în noapte a fost momentul în care Halil Ibrahim a sărutat-o pe Zlatir Koglu. Fanii care au participat la eveniment au urmărit acest moment romantic cu surpriză și emoție. Mulți oameni au înregistrat acest moment cu telefoanele mobile și l-au distribuit pe rețelele de socializare. Videoclipurile au devenit rapid virale și au fost vizionate de mulți oameni. Momentul sărutării lui Halil Ibrahim și Zlatir Koglu a avut un impact uriaș pe rețelele de socializare. Fanii au început să genereze diverse teorii despre interpretarea acestui moment surprinzător. Dacă există sau nu dragoste între cuplu a fost unul dintre cele mai curioase subiecte. Halil Ibrahim și Zlatir Koglu au atras atenția pentru armonia și performanța pe care le-au expus în proiectele la care au lucrat anterior împreună. Cu toate acestea, acest moment romantic a întărit și mai mult legătura dintre cei doi și a generat mare entuziasm în rândul fanilor. După incident, Zlatir Koglu nu a făcut nicio declarație pe conturile ei de socializare. Cu toate acestea, conform informațiilor din cercul ei apropiat, Zlatir Koglu a găsit acest moment foarte special și semnificativ. Acest moment romantic al lui Halil Ibrahim și Zlatir Koglu a găsit un impact larg în lumea revistelor. Multe programe de reviste și editoriali au făcut diferite comentarii cu privire la acest incident și au examinat relația dintre cei doi. În lumea revistelor, a început să se discute dacă acest moment romantic al lui Halil Ibrahim și Zlatir Koglu a fost dragoste adevărată sau o reclamă. În timp ce unii comentatori au susținut că acest moment a fost complet sincer, alții au sugerat că a fost un efort de relații publice. Evenimentul a fost un eveniment grandios la care s-au adunat celebrități și fani. Halil Ibrahim și Zlatir Koglu au atras atenția pentru atitudinile lor sincere pe tot parcursul evenimentului. Acest moment romantic a avut loc la petrecerea organizată după eveniment. În comentariile făcute pe rețelele de socializare, fanii au declarat că li s-a părut foarte special și semnificativ acest moment romantic. Mulți fani au exprimat cât de puternică este legătura dintre Halil Ibrahim și Zlatir Koglu. Au fost multe momente distractive și interesante pe tot parcursul evenimentului, dar momentul care și-a pus amprenta în noapte a fost momentul în care Halil Ibrahim a sărutat-o pe Zlatir Koglu. Acest moment a fost gravat în memorie ca fiind cel mai discutat și amintit moment al evenimentului. Momentul sărutului dintre Halil Ibrahim și Zlatir Koglu a devenit subiectul principal al emisiunilor din reviste. Programele au vorbit despre relația dintre cei doi și despre evenimentele din spatele acestui moment. Zlatir Koglu rămâne tăcută după incident. Această situație este urmată cu curiozitate de fani și mass media. Tăcerea lui Zlatir Koglu a făcut incidentul și mai misterios. Halil Ibrahim, în declarația sa după incident, a spus: "Avem o legătură foarte specială cu Sila. Acest moment a fost, de asemenea, foarte semnificativ pentru noi, virgulă, și a exprimat el sentimentele." Această declarație a lui Halil Ibrahim a atras multă atenție printre fani. Halil Ibrahim și Zlatir Koglu au atras atenția pentru armonia și chimia pe care le-au expus în proiectele la care au lucrat împreună. Acest moment romantic a arătat încă o dată cât de puternică este chimia dintre cei doi. Momentele intime ale lui Halil Ibrahim și Zlatir Koglu au continuat la petrecerea organizată după eveniment.
Cei doi se întâlneau adesea la petrecere, discutând și dansând. Aceste momente au fost urmate cu mare interes de fani. Pe rețelele de socializare au început să circule mai multe zvonuri despre relația dintre Halil Ibrahim și Zlatir Koglu. Fanii și lumea tabloidelor dezbat dacă această relație este reală sau nu. Halil Ibrahim și Zlatir Koglu se sprijină reciproc în viața lor profesională. Armonia pe care o arată în proiectele la care lucrează împreună arată cât de puternică este această legătură. După acest moment romantic al lui Halil Ibrahim și Zlatir Koglu, fanii așteaptă cu nerăbdare planurile de viitor ale duo-ului. Unul dintre cele mai curioase subiecte este dacă vor lucra împreună la noi proiecte. Acest moment romantic al lui Halil Ibrahim și Zlatir Koglu a avut repercusiuni larg în lumea revistelor. Multe programe de reviste și editoriali au făcut diferite comentarii cu privire la acest incident și au examinat relația dintre cei doi. După acest moment romantic dintre Halil Ibrahim și Zlatir Koglu, fanii așteaptă momente mai intime de la duo. În comentariile făcute pe rețelele de socializare, fanii susțin că își doresc ca duo-ul să fie implicat în mai multe proiecte împreună. Când evenimentul s-a încheiat, încă s-a vorbit despre acest moment romantic al lui Halil Ibrahim și Zlatir Koglu. Duo-ul a continuat să petreacă timp împreună după eveniment. După acest moment romantic dintre Halil Ibrahim și Zlatir Koglu, este o chestiune de curiozitate ce drum va urma cuplul în viitor. Fanii și lumea revistelor urmăresc îndeaproape modul în care se va dezvolta relația dintre cei doi. Acest moment romantic, pe care Halil Ibrahim și Zlatir Koglu l-au trăit în fața a sute de oameni, a avut un mare impact asupra lumii revistelor. Acest moment special dintre cei doi este urmat cu mare interes de fani și mass media. Calea viitoare a lui Halil Ibrahim și Zlatir Koglu este așteptată cu nerăbdare. Pascali.